Lucian Bode, copreședinte PNL Sălaj, a declarat în cadrul conferinței de presă de vineri 28 august 2015 că majorarea salarială cu 25% care vizează personalul medical nu poate fi aplicabilă de la 1 octombrie 2015. În opinia Partidului Național Liberal, această majorare salarială nu este aplicabilă. Justific această afirmație spunând că prin ordonanță de urgență, făcând această majorare, operând această majorare prin ordonanță de urgență, fără bugetarea spitalelor, majorarea salariilor nu poate fi aplicată de la 1 octombrie 2020. Salariile medicilor și ale personalului medical nu sunt plătite de către Ministerul Sănătății, ci de către spitale. Pentru ca spitalele să aibă bani pentru aceste creșteri salariale, trebuie nu doar să se facă o rectificare bugetară de urgență în luna septembrie, ci trebuie schimbate actele normative care stabilesc tarifele și condițiile de contractare a activităților medicale ale spitalelor, a spus Lucian Bode. PNL consideră că majorările salariale pentru medici sunt necesare, dar că modul în care le promovează Ponta este greșit. Guvernul Ponta a ales o soluție provizorie prin care să detensioneze pentru moment situația creată de revendicările medicilor, fără a le putea prezenta un plan real de susținere a veniturilor acestora pe termen lung, a subliniat Lucian Bode.